Salutare și bine v-am găsit din nou pe canal de YouTube Pavel și Costel. Pe fraților, tura să o lăm și pe Pavel, lângă mine. Și astăzi am ceva mai special de făcut. Am schimbat o pompă de apă la un tractor, la un Ford 3000. M-a chemat, e un cumătru de-a meu care are tractorul, el e proprietarul. A spus să vin să-l ajut să schimbi pompa. Acum am ajutor pe Pavel, da. Care, el e mecanicul șef, el e coordonatorul nostru. Da, da. Ia de dă instrucțiunile. Avem aici pompa de apă nouă, cam așa arată. De obicei se defectează presetupa și începe să curge pe aici. Gata. Eu am început să demontez de acolo. Am dat câteva elemente jos, mai am un pic și termin, demontat. După aia să punem la loc. Da, tate? Da, hai. Da, tate? Unde vrei să mergi? Te bași la aici? Intervine, dar cum să chemăm? Da, tate, hai. Așa, hai să le punem în ordine, da? Am două șuruburi de tate. Mai este vreau acum greu accesibil. Pe aia ajung calma cu el, la el. Ce ajung cu tubulare. Ia să. Uite, punem așa una în alta, uite ea, uite ea. Vine, ia. Vine așa, vezi? Iar e bine. Acum, e bine. Putem așa. Aia are bine. Pavel, nanu, lui. Ia uite ea, uite altă bine, ia, uite, fac. Uite, uite, la nanu, hai, le ordonăm. Le punem așa, în ordine? Hai să le punem în ordine, da? Uite, cât e asta? E 10? Ăla cât e? 8? Așa, bravo! Aici e. Uite, asta e bine aici. A, asta deja e ultimul șurub. Care îl dăm acum jos. Așa, aia. Ia, bine. Așa, bravo! Să văd pe unde o scot acum. Poziție, da. Are. Încerc, dar să știi cu... Încet și sigur. Păcălește, păcălește. A ieșit. A ieșit. Așa. Mai avem un șurubel aici ca să dăm capacul la pompa de apă. Să o detașăm de pompă. Deci cu 13 parcă, nu știu văd eu. Numai că... Treci pe să nu prea ai. Să-ți căut un pic. Are o leacă de pompă. Are o leacă de pompă, nu? Ala. Cât e de mare? De cât e tractorul ăsta, până la urmă? De cât scai? Eu am zis că e de... În jur la 50, acum zice că n-ar avea nici atâta, dar eu știu. E, undeva da, 45-50 de cai. Oricum are, 47, ai are alu Cătălien, zice a lui, dacă are a lui atâta. Ia de asta e pompa. Că joc nu are în rulment, numai că pe aici s-o... Să ajunge apă. Nu merge, deci nu ar merge dat afară, are un rulment sau ceva. Da, este chid de reparație normal. Așa. Pentru el se scoate așa. Turbina asta de aici, turbina. Se scoate așa, se schimbă presetupa dinăuntru, se pune la loc. Așa. Păi în două poate să facem una. Dar găsești chidul de reparație să facem. Mai tare, dar nu crește toți. Ce faci cu cheia aia în mână? Te apuci de spaci tu la tractor? Repar tractorul tu? Da? Da! Aia nu mai spune. Tu! Dad! Da? Dar nanu unde? Ce strigă la nanu? Nanu! Nanu! Acolo? Da uite ce are nanu acolo, ia. Dăm garnitura veche jos. Punem o garnitură nouă.
aici va trebui curățat foarte bine, ca să se detașeze cum trebuie. Hai la lume. Ia spune-l, tata, povestește-i. Povestește ce ai văzut. Curcanii aveau mărgerii la gât? Finu. Deci am cam terminat de curățat suprafața. Acum o să pun, vedem o leasă aici. Pun un pic de silicon ca să îmi stea garnitura la locul ei. Punem garnitura, punem pompa de apă pe poziții. Pavel deja ia lecții de agricultură, studiază utilajele, combinator și cosătoare și ce mai are cum mătru pe acolo. Punem garnitura nouă. Hai, stai pe poziție, nu prea stai, dar hai să stai. În pompa nouă. Așa. Prindem în șurubelele ei. Avem unul aici. Te-am pus la treabă. E bun așa? Da! Da! Da, băi, Pavel. Am venit iar la tine. Unde ai fost, tati? Pavel, dar unde ai fost? Ai fost acolo la utilajă? Da? Da? Ce pare aici, da? E bun utilajul ăla? La manieta acolo? Acum, că l-au cărpit, Danu. L-au reglat pe Danu. Da? Mai mergem o dată? Îți place acolo? Hai să mergem acolo. Prea e bun. Trebuie să văd că scapă. Așa, mai am o garnitură de pus pe blocul motor. Acolo înăuntru. Hai să văd dacă se vede. Da, unul de acolo. E curățat cât de cât. Și o să mai pun o garnitură acolo și acolo se vine montată pompa de apă. Nu mai băgați. Nu mai băgați. Nu mai băgați. Auzi, dar mă, ce? Nu vreți, da? Ce gură are. Gata. Uite, ca să nu mai chii trapul. Da, așa, să-mi steacă de cât de garnitură. Da, tu faci aia, da, cum? Hai să pocăm rea gheu doi. Hai să arătăm noi cum. Uite, am două. Unul tu și unul eu. Așa. Gata, s-a oprit. Păi, îl fac tot eu. Eu siliconul normal nu l-am pus pentru etanșare. Nu, ca să am pus ca să stea garnitura. Să nu leacă, da, da. Asta. O să montez. Ia să vedem. Totuși e curățat destul. Suprafața de etanșare e curată.
De acum să încerc să-l pun la loc. E o poziție mai dificilă. Vedem cum reușe. Ia uite că, până la urmă, trebuie să meargă. Reușea să prind 2-3 șuruburi, deja al patrulea e ultim. Așa. Am reușit să prind toate șuruburile, de acum să le strâng. După aia punem cureaua, ventilatorul, furtunile, apă. Normal ar trebui antigel, dar să vedem dacă are antigel, băgăm antigel, dacă nu îi băgăm apă momentan, până o să-și cumpere antigel. După aia dăm drumul cu el la treabă. Deci cum îți înțeleg, oleată? Cam asta e cu pompa, am pus-o pe motor, am fixat-o, strânse tot, de acum trebuie să-i mai pun cureaua la alternator și ventilatorul. Mufăm furtunile, punem antigelul și dăm bătaie. Am montat cureaua, de acum să montăm și ventilatorul. Ăsta mare, cu două palete. Da, e destul să faci răcirea cum trebuie. Asta e important. Da, dacă asta își face răcirea cum trebuie, ce trebuie asta și 4? Până la urmă, iată întors, dacă așa a fost construit el. Da. Să fie, doar cred că nu l-a făcut degeaba. Cine a făcut? Da, bineînțeles că... Extrapulate. El spunea că nu, asta că a schimbat radiatorul din cauza că a sărit paletul, dar o a avut din plastic. Adică dacă era din metal, n-avea cum sară. Sau putea să întrebea să sară și așa. Da, se întâmplă să rupă. Au mai plâns radiatorul, dar nu... și-o revenit. Știi când au umblat meu într-un timp. Așa, am băgat și furtuna asta. O șurubență latura mai mare. Am scurtat. Dacă se și încadre. Vreau de pus un șurubel aici. Da. Domnul e curator. Încercăm să-l strângem cu clichetul ăsta șmecher care merge de 7 ori în gol. La 8 oară merge numai un sfert de ture. Da, că trebuie să învățăm să facem treabă și cu sculii reali. Atât. Așa, mai avem de pus un furtun pentru filtru de aer care vine de la galeria de admisie la filtrul de aer. Odată aici, odată aici. Așa. Subență, strângem colierile.
atât. Acum punem apă în radiator, cu toate că nu prea e normal apă, normal trebuie antigel, dar deocamdată nu are. Și-a spus ca să completeze el, să dea drumul la apă și-a spun antigel, dacă nu mai curge. Așa că deocamdată îi facem, într-un fel zis, și proba cu apă. După ce terminăm de pus apă, îi punem bateria, îi dăm ok și vedem cum merge. Am umplut radiatorul cu apă. Nu știu dacă se vede, da? Da. Se vede el ceva. Punem frumos bușonul la radiator. Punem bateria. Apoi mai ieftin. Se pui tot după aia antigel. Stai că am pus pe invers. Dați asta ceva la lege? Asta e... Ce-a să fie la culoare cu tractorul? Că nu-i sârma. Da, e... Am avut o intervenție. Acum ceva timp. Și trebuie să o transport în, cabină. Bun, e doar așa o leacă. Asta e bine aici, asta. Punem și borna de plus. Sper să-mi iau șansă. Poate să învăț numerii. Să la uzi. Băi, fraților, cam asta e lucrarea, cam atât pentru azi, dacă v-a plăcut ceea ce fac eu, dați acolo un like, un share, un subscribe și ne vedem la următorul video. V-am salutat!